Vă salut în numele minunat al Domnului Isus și vă urez un bun venit la intrarea în biroul organizației noastre. Astăzi am ales să fac acest clip video înăuntru și nu în afară, dintr-un motiv bine întemeiat. Sunt câteva lucruri pe care aș vrea să le scot în evidență prin pozele care se află în spatele meu. Iar atunci când vom intra în biroul meu personal, aș vrea să vă mai prezint ceva important pentru a ilustra un adevăr biblic extraordinar. Acest adevăr se găsește în Matei 18 de la versetul 15 la 19. Aici Domnul Isus vorbește ucenicilor despre ce ar trebui să se întâmple atunci când un frate sau o soră păcătuiește. El le arată care sunt pașii pe care credincioșii trebuie să-i urmeze, dar apoi face o afirmație foarte interesantă. Acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Apoi urmează această promisiune. Cu siguranță această promisiune este făcută în contextul disciplinării în biserica locală. Însă eu cred că acest adevăr are mai multe implicații și aplicații practice asupra bisericii. Hristos promite prezența sa acolo unde doi sau trei credincioși se adună în numele său. Și nu e așa că nevoia cea mai mare din zilele noastre este manifestarea prezenței lui Dumnezeu în viețile noastre? De aceea cred că cel mai important lucru este să ne unim în rugăciune în numele Domnului Isus Hristos și să căutăm fața Sa și să-i cerem să facă lucrări mărețe în viața noastră. Atunci când venim ca și comunitate de credincioși cu același gând și aceeași inimă înaintea Lui, când venim înaintea Lui în acest fel, vom vedea. Inima lui Dumnezeu și vom începe să ne rugăm potrivit cu inima sa de Tată, iar El va lucra într-un mod uimitor. El se va descoperi pe sine însuși și se va revela într-un mod măreț, înfăptuind lucrări extraordinare. Așa că cea mai mare nevoie a creștinilor este aceea de a veni împreună, într-un duh al părtășiei și al unității. Toate trezirile au avut loc într-o astfel de atmosferă spirituală. Dacă priviți pozele din spatele meu cu mare atenție, veți putea observa care au fost rezultatele rugăciunii, părtășiei și a unității creștinilor. Aș vrea să încep cu această poză care a fost făcută cu ocazia Congresului Mondial al Tineretului Comunist. Ei bine, toată lucrarea noastră. A început atunci când un pastor luteran german mi-a mărturisit următoarele. Aș vrea să te rogi ca să poți veni în Germania de Est și să mărturisești Evanghelia la cei 100.000 de tineri comuniști care vor veni aici ca să se pregătească să câștige lumea la comunism și ateism. Iar eu i-am spus că autoritățile germane nu mă vor lăsa să fac asta. Tu roagă mi-a replicat pastorul luteran. Și să știți că m-am rugat și alături de mine s-au mai rugat doi prieteni și ce părea imposibil a devenit posibil. Ne-am strecurat până la urmă la acel congres și l-am împărtășit pe Hristos cu acei tineri comuniști, iar Dumnezeu a lucrat într-un mod uimitor. 200 de tineri comuniști au ajuns să-L cunoască și să-L urmeze pe Hristos și așa am ajuns să ne extindem lucrarea în toată Europa de Est. Până la urmă am ajuns în România, așa cum bine vedeți în această poză. Apoi am ajuns și în alte țări comuniste. În acea perioadă nu era ușor să vestești Evanghelia, dar Dumnezeu a lucrat într-un mod măreț. Apoi Dumnezeu a dus o revoluție peste națiunea română. Eu am intrat în România chiar în timpul revoluției, iar Dumnezeu a lucrat cu putere. Am avut harul să predic la prima evangelizare de pe un stadion din întreaga istoria României, iar Dumnezeu și-a făcut simțită prezența. Iar de acolo am mai predicat și în alte locuri din România, apoi am fost în Ucraina, Rusia și în alte țări din fosta Uniune Sovietică unde am împărtășit Evanghelia Domnului Iisus Hristos cu cei pierduți. Dar mai vreau să vă mai arăt ceva ce mi-a umplut inima de bucurie. Eu am avut o listă cu pastor german vorbitor de limba engleză și atunci când l-am sunat pe unul dintre ei și i-am spus ce mi-a pus domnul pe inimă, el a început să mă întrebe. E bine, știi germană? Nu, nu știu, germane, am răspuns. Pastorul a continuat să mă întrebe. Bine, dar măcar cunoști tu pe cineva în germane? Atunci am spus sincer că nu cunosc pe nimeni. La care el a început să râde și mi-a spus, ei bine, mi-e teamă că n-ai să faci mare lucru acolo. Apoi am spus, ok, eu vreau doar să urmez călăuzirea pe care am primit-o de la Domnul. Două săptămâni mai târziu am primit o scrisoare de la același pastor care mi-a mărturisit că imediat după discuția noastră a citit un articol în presa germană despre lucrarea pe care o făceam în Chicago și că s-a gândit să mă invite la o conferință a pastorilor din Germania. N-ai vrea să vii aici și să predici pastorilor, mi-a zis el. Am plecat imediat în Germania, iar când am ajuns pe aeroportul din Frankfurt, s-a întâmplat un lucru extraordinar. Fiul nostru avea doar două luni și îl purtam într-un cărucior micuț, iar când soția mea mi-a zis Semi, n-ai vrea să i puțin copilul în brațe? Am auzit imediat un cetățean german strigându-mă Semi? Semi? Te cheamă Semi Tipit? Da, eu sunt, i-am răspuns. O, incredibil, mi-a spus domnul acela. La ce vă referiți, i-am răspuns încurcat. Păi biserica noastră s-a rugat pentru tine, iar eu tocmai am auzit-o pe soția ta chemându-te Semi. Iar eu m-am gândit, nu cumva el este fratele Semi Dumnezeu a făcut să ne întâlnim aici în aeroport. Ce cauți aici în Frankfurt? După ce am spus de conferința pastorală, mi-a zis, trebuie să vine apărat la Berlin ca să predice Evanghelia. Și până la urmă am ajuns să predic la fratele acesta în biserică și chiar la televiziunea germană. Așa a început Domnul să deschidă uși pentru cuvânt. De ce v-am spus toate acestea? Am avut doar o harta lumii. O mână de oameni care s-au rugat și Dumnezeu ne-a deschis ușa întregii lumi pentru Evanghelie. Și de atunci mii de oameni au ajuns să-L cunoască pe Domnul Isus ca Domn și Mântuitor personal. Vedeți voi ce aventură? Ce aventură este aventura în rugăciune? Aventura de a-L căuta pe Dumnezeu. Și toate aceste lucrări și locuri în care am predicat Evanghelia au fost un rod al rugăciunii. La asta s-a gândit Domnul Isus când a spus, acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Atunci când El vine în mijlocul nostru, El ne umple cu prezența sa și începe să se întâmple ceva. Vedem inima și voia Lui și începem să-L urmăm, iar El lucrează într-un mod uimitor. Așadar, adunați-vă doi sau trei în numele Său, căutați voia și veți vedea ce aventură veți experimenta împreună.